Într-adevăr, bunicul a fost un om slujitor, așa cum s-a prezentat și ieri, și vreau să răspund întrebării pe care mi-ați pus-o după ce voi spune poezia. Dragi frați și surori, iubite rude, scumpi prieteni, cu ocazia aceasta doresc să recit o poezie scrisă de mătușa Oli, așa cum spunea și frate Radu. A scris-o chiar după ce a aflat vestea că bunicul a trecut la Domnul și a spunea în felul următor: Betania e în doliu, mi-e sufletul cernit. De ce, iubite Doamne, din nou ai zăbovit? Te-am implorat în rugă, te-am chemat, Iisus, te-am așteptat să-L vindeci, dar iată, El s-a dus. Ne iartă slăbiciunea, azi inima ne plânge, căci despărțirea doare și sufletul ne-l frânge. Ne-a rămas cuvântul și în el e mângâierea, ca cei ce mor în Domnul gusta vor învierea. Și știm că vine ziua în care vocea-ți clară va răsuna ai Doma: Fiule, vino afară, amin. Și ca să răspund fratelui Radu și să vă slujească tuturor de mărturie, vreau să vă spun ultimele cuvinte pe care bunicul le-a spus înainte să iasă din curte și să fie dus de salvare. S-a uitat spre noi și ne-a spus: dragii lui bunicu, cu el biruim, cu el biruim. Oricât de îndârjită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. A plecat și Domnul i-a dat biruința. Aceasta ne slujește fiecăruia din noi de mărturie și ne poate spune că bunicul a fost un om slujitor, un om care și-a pus nădejdea în Domnul, un om care până în ultima clipă a depus o mărturie despre el. Mă rog ca fiecare din noi să ne punem nădejdea în Domnul și prin harul Lui să fim și noi biruitori. Amin.